Bună, Berbec, și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 6-12 noiembrie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din Zodia Berbec, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în acest zodiacal. Iar dacă rezonezi cu previziunile, te invit cu drag și la o analiză cu mai multe detalii, la partea bonus. Acolo analizăm pentru fiecare zi în parte ce se întâmplă. De asemenea, clarificăm toate cărțile de tarot, îți ofer și un sfat din partea îngerilor romantici, îți răspund la o întrebare. Apoi vedem surpriza, iar în final vedem uh, mesaje bonus din partea unui oracol drag mie. Începem în primul rând cu o carte din partea arhanghelilor. De, de data asta îmi era dor să filmez cu uh, ajutorul cărților, dar fără față așa am simțit, așa fac. Discutăm despre Arhanghelul Camuel. Este cel care pe tine te ajută în această săptămână. Numerele importante, 6, 60, deci este o săptămână cu pace, cu liniște. După cum este și mesajul aici, pacea sufletească de plină. Cu alte cuvinte, dragi bărbeci, este o săptămână în care reușiți să vă găsiți liniștea, reu reușiți să vă găsiți pacea, reușiți să ajungeți la acea fericire, la acea bucurie din punct de vedere emoțional. Culorile importante pentru tine sunt albastru, auriu, roz, mov, iar arhanghelul Camuel este cel care îți spune că o crotește și că amplifică starea de pace dintre oameni, dar și pacea sufletului tău. Deci acest arhanghel pur și simplu te poate ajuta să faci pace într-o relație tensionată cu un prieten, cu cineva din familie. Săptămâna asta se face pace și liniște în jurul tău. De asemenea, Arhanghelul Chamuel spune că îndepărtează toate forțele rele care se opun bucuriei, armoniei și stării tale de împlinire. Deci mulți verbeci deveniți liniștiți, deveniți siguri pe voi și cu siguranță în această săptămână veți reuși să ajungeți la acel echilibru pe care îl doriți, bineînțeles. Este un echilibru mai sim să spun, între feminin și masculin. Hai să vedem și tarotul ce mesaje are să-ți transmită. Relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți la modul general vorbind. Să vedem ce trebuie tu să cunoști, care sunt mesajele pentru berbec. Bun, se pare că a început citirea pentru tine. Ok, deci o săptămână destul de puternică, aș spune, pentru cei mai mulți berbeci. La baza pachetului nebunul, avem câteva arcane majore. În primul rând, avem nebunul, turnul, wow și roata destinului. Foarte mulți bărbați aveți parte de un noroc săptămâna aceasta, o anumită întâmplare care are loc și care te ajută să te eliberezi dintr-o situație toxică, dintr-o situație mai puțin plăcută. De asemenea, văd aici un nou început. O relație cu un copil poate să fie importantă poate să fie vorba despre un moment în care începi să vezi adevărul fix așa cum este, fără menajamente, fără nimic. De asemenea, dragi berbeci, este o săptămână de resetare, aș spune eu. Cauți un alt drum, mergi spre un nou început, îți cauți celul în viață, o noutate care apare și care te va surprinde extraordinar de mult, extraordinar de mult. Apoi, avem trei de spade dintre tine și ceilalți. Se pare că această noutate poate să aducă o oarecare tristețe într-o relație. E ca și cum ceva nu îți place, ceva nu îți convine. Este vorba despre o noutate da? din, din viața ta și este normal că cei mai mulți dintre noi nu suntem deschiși în fața acestor lucruri. Trei de bâte la baza manifestărilor tale. Deci o săptămână în care tu progresezi, avansezi, reușești să faci următorul pas spre rezolvare. Deci nu spun că în săptămâna 5, 6, 12 noiembrie rezolvi în totalitate, dar apare o primă de blocare, cum ar fi primești vestea bună, dar încă nu semnezi contractul. Da? O săptămână în care, uite, ai de făcut un drum scurt pentru a rezolva ceva important pentru tine. În inima ta, șase de cupe, deci foarte accentuată această idee de copil, deci foarte, foarte accentuată. Avem patru cărți care semnifică lucrul ăsta, printre altele. Dar energia comună este un copil, un nou început, poate o bucurie legată de copilul tău interior. Deci te bucuri ca un copil de această primă rezolvare, că nu este în totalitate. Foarte multă concentrare spre trecut. Mai văd aici. În mintea ta, arcana majoră, diavolul, o conexiune cu Zodia Capricorn, dar este și o săptămână în care tu pur și simplu te simți foarte atras de o persoană, de o situație. Dai dovadă de multă autenticitate, de bucurie, de armonie. O săptămână în care pur și simplu îți crește puterea. Da? Dar văd și unii berbeci că încercați să profitați de o anumită poziție, încercați să profitați de un anumit lucru. Trei de cupe avem aici. Se pare că săptămâna aceasta tu ai parte de o bucurie mică. Poate o petrecere sau o, o întâlnire cu niște persoane draștii mai văd și o săptămână în care. Puteți să aflați de o persoană dragă vouă care parte de o bucurie apar că sunteți trei femei aici trei persoane. Pajul de cupe. Niște vești bune pe care le primești în această săptămână vești bune legate de casă, de familie, de viața privată. Și tot săptămâna aceasta, unii berbeci, cu siguranță, aveți parte de un nou început, așa cum spuneam. Poate primești o invitație de la un prieten, o invitație de la persoana iubită. Cineva dorește aici să te cunoască, cineva dorește să știe mai multe lucruri despre tine. Da? Este ca vântul schimbării, vântul unui nou început. Și uite, cealaltă persoană, soarele, deci o conexiune cu zodia leu pentru unii. Văd un succes din punct de vedere profesional sau poate cineva care te admiră. Unii primiți o veste bună din partea unui șef, din partea unei persoane dragi vouă. Sunteți admirați, sunteți bine văzuți, însă v-aș recomanda, dragi berbeci, totuși să nu exagerați cu absolut nimic. Da? Pentru că din ce văd eu aici, E posibil să. Să fiți tentați să vă doriți așa totul sau nimic e bine să fiți puțin temperați, aș zice eu, da? să fiți puțin temperați, deci dacă aștepți un răspuns, poate din punct de vedere profesional, să știi că acesta este pozitiv pozitiv, rezolvi ceva legat de o poveste de iubire, ceva legat de o relație cu ceilalți. Cumva simt eu că pentru unii bărbați, este vorba despre ceva karmic. Și acum din punct de vedere astrologic, Venus trece în Balanță, da, pe 8 noiembrie și asta înseamnă, dragi bărbești, că până la finalul lunii sunteți foarte bine susținuți pe relațiile voastre, apare acolo un aer cald, apare acolo o bucurie și pentru unii bărbești, bineînțeles, că dragostea poate să bată la ușă, începând cu 8 noiembrie, puteți să semnați un contract, să faceți o înțelegere cu o persoană, dar vedeți voi eu ca un contract karmic, da, în care nu știu. Puteți să învățați și voi de la partenerul ăla ceva și partenerul ăla de la voi. Vă vin persoane drăguțe, frumoase, aranjate, persoane dulci, iubitoare, persoane sensibile, care știu eu sunt mai artistice din fire sau pentru care are bunul gust contează foarte mult. Deci întâlniți persoane foarte, foarte bune. Micul noroc intră pe casa relațiilor și se vede acest lucru și în citirile voastre. Da? Însă ce v-aș recomanda? Repet, să fiți puțin atenți, da? să nu vă lăsați porniți de tot felul de ieșir din acestea. Încercați să vă temperați. Apoi, încă o veste, Mercur schimbă zodia, intră în săgetător. Și pentru tine, uite, se deschide o perioadă până la final de noiembrie, în care uite, se îmbunătățește comunicarea cu Profesorii, cu mentorii, poți să înveți mai ușor, o să fii dornic să explorezi tot felul de lucruri, o să-ți dorești ca totul să fie sincer, să fie bun, mai ales dacă discutăm de acte, de muncă. Cumva acolo, nu știu, unii bărbați poate aveți de făcut niște drumuri pentru a rezolva ceva legat de zona sănătății sau poate aveți niște drumuri de făcut pentru a rezolva niște chestiuni legale. Poate aveți ceva de învățat, poate aveți ceva de explorat, cine știe. Deci începând cu 10 noiembrie, mulți berbeci o să aveți chef să explorați, o să aveți chef să studiați. Fie că citiți o carte, vă uitați la un documentar, fie că vă apucați pe bune de studiu. Deci vă vine pofta de, de a învăța. Și să știți că este o săptămână destul de, de intensă, aș spune eu. O săptămână așa în care aveți multe lucruri de făcut. Vă și distrați, aveți și de muncă, intrați în contact și cu mulți oameni, și să știți că uh, ultima parte a săptămânii este destul de aglomerată. Dar discutăm exact la partea bonus pentru fiecare zi în parte ce se întâmplă. Clarificăm toate cărțile de tarot, îți ofer și un sfat din partea îngerilor romantici, îți răspund la o întrebare pe care tu mi vei adresa cu ajutorul unui oracol. Vedem și care este surpriza și în final vedem și mesaje bonus pentru tine. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că ai vizionat această filmare până la final, îți mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru toate mesajele frumoase. De asemenea, îți mulțumesc pentru că mi ești alături și dacă vrei te aștept cu drag și la partea bonus, îți reamintesc și de concursul la care te poți înscrie și poți să câștigi acest pachet de tarot. Înscrierea este gratuită, tot ce trebuie să faci este să intri pe paginile mele de Instagram, respectiv Facebook, să găsești postarea cu giveaway-ul, să etichetezi trei prieteni, să distribui postarea respectivă în povestea ta, să mă etichetezi și de asemenea clar este nevoie să mă urmărești atât pe Facebook cât și pe Instagram, să apeși butonul ăla de urmărire. E gratuit, e foarte ușor, deci vă aștept cu drag acolo. Pe 9 noiembrie va avea loc anunțul oficial, deci înscrierea se face până pe 8 noiembrie inclusiv. Da, și cine știe, poate la finalul săptămânii viitoare ai și tarotul ăsta în mână, nu se știe. Da, dragi bărbeci, acestea au fost previziunile și vă aștept și pe aplicația Tarot by AI. Acolo aveți patru funcții noi, poți să vezi numărul norocos pentru tine în fiecare zi, Culoarea norocoasă în fiecare zi, ai parte de citire acolo, um, citire de viitor, citire personalizată și te aștept cu drag. Este și un tarot nou acolo pe care urmează să l scot, nu are legătură cu tarotul pe care îl, îl știți voi. Este ceva nou, vă îmbrățișez cu drag și vă doresc să aveți parte de o săptămână cât mai frumoasă.